Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine. Astăzi vom vorbi despre Sarea, 10 întrebuințări neobișnuite. Pe lângă faptul că este nelipsită în bucătărie, sarea are multe alte întrebuințări nebănuite, printre care amintim câteva. 1. Sarea înviorează culorile țesăturilor și împiedică decolorarea lor. Înmuiați hainele într-o soluție de apă sărată sau adăugați o cană de sare în mașina de spălat rufe. Veți fi surprins de rezultatele obținute. Hainele noi nu se vor mai decolora și își vor păstra vii culorile, iar hainele vechi își vor reîmprospăta Culoarea. 2. Curăță petele de ruj de pe pahare. Paharele care au urme de ruj se freacă ușor cu un burete peste care se presară sare fină, apoi se spală cu detergent de vase și se clătesc. 3. Înlocuitor al pastei de dinți. Scufundați peria de dinți umedă în sare de masă și periați ușor dinții. Sarea îndepărtează petele, albește dinții, iar datorită proprietăților sale antibacteriene, sarea este un bun dezinfectant. 4. Tratament pentru mătreață. Înainte de spălare se masează scalpul cu sare timp de 5 minute, apoi se spală cu șampon. Acest tratament combate mătreața și totodată ajută părul să crească sănătos și puternic. 5. Calmează durerea din gât. O soluție de sare și apă poate face minuni pentru durerile din gât. Într-un pahar cu apă călduță se adaugă o linguriță de sare. Se amestecă bine și se face gargară de 3 ori pe zi, timp de 30 de secunde. Pentru o eficiență maximă se adaugă o linguriță de zeamă de Mâie. 6. Pentru buze moi și fine. Dacă aveți buzele uscate și aspre, folosiți sare. Pe o periuță de dinți, presărați sare și periați cu atențele. Buzele cu mișcări circulare, apoi spălați cu apă călduță. 7. Elimină petele de vin roșu de pe haine. Se toarnă puțină apă rece direct pe pată, după care se presară sare deasupra și se lasă să acționeze timp de o oră. Se umezește din nou și se presară sare, apoi se freacă ușor materialul, după care haina se spală la mașină. Acest truc funcționează cel mai bine dacă pata este încă proaspătă. 8. Desfundă țeivele de canalizare. Se prepară o soluție din 2 litri de apă clocotită și o cană de sare. Și se toarnă fierbinte în chiuvetă. Pe lângă faptul că desfundă chiuveta, această soluție naturală este ideală și pentru a neutraliza mirosurile neplăcute. 9. Verifică dacă ouăle sunt proaspete. Dacă cumpărați ouă și nu sunteți sigur dacă sunt proaspete, puteți să faceți un test cu apă sărată. Într-o cană cu apă se pun două linguri de sare și se amestecă bine. Dacă oul introdus în această soluție se scufundă, înseamnă că este proaspăt. Iar dacă se ridică la suprafață, nu este proaspăt și nu trebuie consumat. 10. Tratează oboseala picioarelor. Într-un lighean cu apă caldă se pun câteva linguri de sare grunjoasă. Înmoaie picioarele în această soluție timp de 15-20 de minute. Sarea va ameliora senzația de picioare obosite și umflate.